Sunt prea mulți oameni care încă se îmbolnăvesc din cauza alimentelor, au constatat oficialii guvernamentali din Statele Unite ale Americii. Așa că cei de la Administrația pentru Medicamente și Alimente au și pus la punct un plan pentru a schimba situația. Experții agenției amintesc că focarele de origine alimentară pot afecta pe oricine și de aceea iau măsuri pentru a ajuta la protejarea aprovizionării cu alimente. Ei se ocupă zi de zi de îmbunătățirea continuă a sistemului de supraveghere și au lansat recent un așa numit plan de îmbunătățire a răspunsului la focare de origine alimentară. În fiecare an, în Statele Unite ale Americii, aproximativ 48 de milioane de oameni se îmbolnăvesc, adică unul din șase. 128.000 ajung la spital și 3.000 mor din cauza bolilor transmise prin alimente. Doar că statisticile nu spun toată povestea, iar în spatele fiecărui număr se află o persoană reală cu o poveste reală a consecințelor bolilor alimentare. De aceea, Administrația pentru Medicamente și Alimente țintește acum prevenirea, iar planul de îmbunătățire lansat chiar în această lună se concentrează pe patru domenii prioritare. Urmărirea produsului, investigații de origine, date despre focare și îmbunătățiri operaționale, iar intențiile merg și mai departe, fiind stabilite direcții de acțiune pentru următorii 10 ani. Astfel cât privește regula de trasabilitate a alimentelor, cerințele propuse ar ajuta autoritățile să identifice rapid și eficient beneficiarii anumitor alimente pentru a preveni sau a atenua focarele de boli de origine alimentară. De asemenea, administrația în cauză propune noi reguli în ceea ce privește siguranța apei folosită în agricultură. Și asta pentru că analizele au arătat uneori că la baza multor cazuri de infecții alimentare a fost apa utilizată pentru irigații.